Nu avem încă metrou care să lege cel mai important aeroport din România de capitală, dar vor fi zeci de oameni care se vor îmbogăți. Încep exproprierile, iar guvernul a pregătit deja 14 milioane de euro pentru despăgubiri. Am aflat cine va primi cei mai mulți bani. Printre ei se află și milionari celebri cu proprietăți în nordul Bucureștiului. Nimeni nu știe însă când vom avea gata și noua magistrală. Lucrările pentru metroul care va lega aeroportul Henri Coandă de capitală ar trebui să înceapă anul viitor, iar după ani de discuții, guvernul are deocamdată aprobată operațiunea de expropiere pentru terenuri și imobile care se află pe coridorul magistralei 6 de metrou 1 mai Otopeni. Este practic cel mai important pas de până acum. 43 de persoane, dar și companii, vor fi despăgubite. O companie care vinde piese auto va primi peste 2,5 milioane de euro. Un lanț de hipermarketuri va încasa aproape 2 milioane de euro, iar omul de afaceri Puiu Popoviciu va obține peste 1 milion și jumătate de euro. Este un proiect care se afla în Ministerul Transporturilor încă din 2012. Magistrala va avea 12 stații și 14,2 kilometri. Construcția va costa peste 1 miliard de euro, iar România va lua o parte din bani dintr-un credit de la Banca Japoniei. Însă construcția este deja controversată. Sunt specialiști care spun că Metrorex nu a ales un traseu potrivit. O variantă mai rapidă și mai ieftină ar fi fost un metrou suprateran. Metroul suprateran ar fi fost mult mai ieftin, la circa o treime din preț. Metroul suprateran trebuie să ajungă în Pipera și să se conecteze cu magistrala M2 să ajungă la Piața Unirii și Piața Universității. Sunt voci care spun că va dura chiar un deceniu până când vom lua metroul de la aeroport spre centrul Bucureștiului sau spre Gara de Nord. Doar guvernanții sunt mai optimiști și se încred într-un timp record de 3 ani până în 2020. Și până atunci vor să cumpere 14 garnituri noi care vor circula pe noua linie.